Bună ziua! Numele meu este Vlad, fac parte din uh, echipa uh, Nielsen dedicată relației cu retailerii, iar în uh, următoarele 20 de minute uh, vom uh, digera împreună atât uh, prânzul cât și trendurile din uh, FMCG pe piața din România. Bun, nu, uh, personal nu-mi place să pun etichete, dar lucrez în. Uh, lucrez în cercetare și cred că ele sunt importante în cazul de față, pentru că ne pot ajuta să anticipăm trendurile, în special trendurile de consum. După cum știți, în ultimii patru uh, ani, poate chiar cinci, am, uh, ne-am simțit așa un pic, am, că s-a folosit roller coaster, eu spune mașină de spălat, în roller coaster mai sunt oameni care se distrează, care se simt bine, uh, iar shopperii au pornit dacă ne gândim la ce a definit, care au fost atributele care i-au de, -au definit, au pornit de la, um, acel, de la panică, dacă în, în momentul pandemiei, iar atunci, ține minte, practic se vindea orice, dar volumele au crescut foarte mult. Mă abțin din greu să nu fac glume cu hârtie igienică. După care ne-a lovit dușul rece al inflației și atunci am um, și noi cu toți, am început să simțim. Uh, presiunea, a fost uh, volumele au scăzut brusc, știm cu toții au urmat o perioadă de reziliență, da, în care am uh, um, am, am digerat pentru că tot am m-am folosit de asta am uh, digerat ce se întâmplă, au venit uh, uh, ne-am confruntat cu costurile utilităților pe de altă parte bugetele de FMCG au trebuit să fie și ele uh, cumva echilibrate iar astăzi uh, spunem identificăm shopperul ca fiind ca având un uh, atribut o caracteristică uh, mult mai intențională în ceea ce privește uh, felul în care își distribuie bugetul pe zona de FMCG. Asta înseamnă că în mare parte uh, bugetul lor a fost echilibrat, dar au uh, am absorbit, am acoperit ce s-a întâmplat cu costul utilităților și așa mai departe. bugetul a fost adaptat pentru piața de FMCG, însă, de data aceasta, căutăm, practic, din, căutăm să scoatem maximul din fiecare leu cheltuit și shopperul caută acel plus valoare în fiecare produs sau serviciu pe care caută să-l achiziționeze. De asemenea, am definit și am definit șopării pe criteriile de vârstă pe care le cunoașteți. Avem pe bunicul meu, tatăl meu, eu și fratel meu mai mic. Iar în ceea ce privește, spuneam, această intenție de a cheltui poate și un preț premium pentru acel ceva extra care ne aduce o satisfacție, da? care poate să fie una care ne impactează în viața de zi cu zi sau poate să fie ceva care ne deservește experienței de consum at home sau poate să fie conveniența. Iar părerea mea este că uh, retail online, e-commerce-ul alimentar sau e-grocery, cum, am mai fost, uh, el, uh, cum a mai fost el, cum s mai făcut referire la el astăzi, uh, poate să bifeze și poate să acționeze pe toate, uh, pe aceste trei paliere. Însă, un, uh, un lucru pe care l-am cel puțin în anul acesta, l-am tot repetat și ce observăm în datele noastre este că loialitatea este în scădere. Este în scădere atât față de retailer, cât și față de uh, branduri. Uh, Ne-am folosit aici de un, uh, de un uh, studiu făcut pe impactul uh, promoțiilor în, uh, în atitudinea șopărilor și atunci când sunt confruntați cu o promoție. 40%, vedem România este uh, la capăt în contextul acesta, 40, aproape 40% din shopper au spus că ar schimba magazinul ca să beneficieze de, uh, să beneficieze de o promoție mai bună. Uh, la polul opus, doar 28%, și asta este practic procentul care ne-a poziționat acolo, doar 28% au spus că rar se întâmplă să schimbe magazinul, dar într-adevăr atunci când uh, când o fac caută, caută să beneficieze de cea mai bună promoție. Așadar, vedem promoțiile nu generează loialitate, știam asta deja, iar în ceea ce privește loialitatea pe segmentul de retail, ea este în, este în scădere și acest lucru se aplică și brandurilor. Pe un studiu făcut pe 5 țări, cred și peste 7000 de branduri analizate, Um, am observat că um, unul din două branduri ajung să nu fie cumpărate de la un an la altul de către același shopper. Procentele cumva diferă pe nivelul de um, pe amprenta pe care brandul o are în distribuție, dar evident cu cât are brandul o distribuție o penetrare a pieței mai mică, cu atât șansele ca el să nu fie ales, să nu mai fie consumat și în anul viitor, sunt mai mari. Trecem acum la trendurile din, din piața noastră și începem cu puterea de cumpărare. Avem cu roșu, avem rata inflației în ultimii 10 ani, cu gri este evoluția salariului net, iar cu albastru avem practic evoluția reală a salariului din România. Și vedem că în. Evident, în ultimii ani știm cu toții pe măsură ce inflația a crescut, puterea de cumpărare a scăzut, însă vedem o recuperare din Q3, Q4 2023 și un semnal pozitiv pentru acest an, lucru care se va. vom vedea că a influențat și trendurile de consum în piață mai exact. Pe acest slide avem cu cu gri avem evoluția volumelor, cu acest mov avem reprezentăm creșterea de preț, iar practic dacă facem o sumă între cele două obținem valoarea nominală a pieței de FMCG din România. Ce observăm este că vedem odată cu creșterea inflației, deci la inflație de 20-19-20% s-a văzut imediat dropul în volume, vă spuneam de acel uh, duș cu care ne-am confruntat, iar spre sfârșitul anului consumul s-a mai stabilizat, iar la început de 2024 începem să vedem uh, și creșteri în volume iar creșterea nominală a pieței este, media este undeva la 6,8 pe H1 2024. Bun, vom aduce acum în discuție și canalul de e-commerce, pentru că despre el vrea să povestim. Și încep prin... ar trebui să vă spun care este panelul nostru de e-commerce. Um, Colaborăm cam cu toți partenerii, toți retailerii care au o mare în acest, în acest canal. În ceea ce privește EMAG și uh, Altex, ar trebui să vă spun că aici folosim uh, doar, includem doar categoriile care fac parte din FMCG, nu și electro-IT-ul. Da, deci, practic, acesta este canalul la care mă voi referi când, când voi vorbi despre e-commerce. Bun. Spuneam că la nivel de total țară am avut o creștere de 6,8% în, în acest an și în oglindă putem să vedem evoluția e-commerce-ului în partea din dreapta, o creștere de 18% și putem să vedem și cum este coșul de cumpărături împărțit. Dacă în comerțul clasic de tip brick and mortar vedem că alimentele depășesc 50% din coșul de cumpărături în valoare, în... În ceea ce privește e-commerce-ul, um, alimentele, dar și categoriile de dragă au o pondere oarecum egală, iar împreună fac aproape de 80% din coșul de cumpărători. Bun, aici avem uh, o vedere, să spunem, mai în detaliu în ceea ce privește comerțul din România, în sensul că în partea din stânga avem și splituri splitul pe canale și atât evoluția cât și importanța lor. Comerțul tradițional dintre canalele pe care le analizăm pe zona de FMCG a avut dinamica de creștere cea mai bună, 11% în valoare, da? deci media pieței este 6,8%. Și are în continuare o pondere de mai bine două treime din total vânzări. Este urmată de uh, mini marketuri, acele magazine alimentare cu o amprentă sub 400 de metri pătrați, cu o creștere de 10% în valoare. Discounteri sunt la 5,96%, deci un pic sub media pieței, dar trebuie să ținem cont că ei au avut, în, în anii anteriori, au avut și o performanță uh, spectaculoasă și destul de, era destul de greu de atins uh, uh, aceleași cifre. Iar hipermarketurile sunt cumva la, în ceea ce privește revenue-ul, sunt cumva la nivelul anului trecut. Iar pe, în partea din dreapta vedem și, avem și evoluția uh, numerică a numărului de magazine. Vedem hipermarketurile au crescut numărul de magazine cu 6%, în același timp vânzările sunt undeva, sunt flat, să spunem. Uh, de partea cealaltă, comerțul tradițional, noi estimăm că au scăzut numărul de magazine cu aproape 4%, dar dinamica în valoare este de 11%, deci comerțul tradițional nu moare, se transformă, dar despre asta probabil că la Progresiv Interactiv vom afla mai multe. Iar presiunea promoțională este în creștere și vedem asta și în politica și strategia hipermarketurilor de a ține pasul cu celelalte canale. În ceea ce privește hipermarketul, creșterea promoțiilor, creșterea nivelului promoțiilor, din păcate nu a venit cu venituri incrementale, a crescut traficul în magazin, însă valoarea coșului de cumpărături a rămas oarecum la nivelul anului trecut. În schimb, dacă punem în paralel și e-commerce-ul, vedem că în Q2, de exemplu, dar și în Q1, Aproape o treime din tot ce s-a vândut, s-a vândut în promo. Vom discuta despre asta în, în amănut un pic mai încolo. În ceea ce privește categoriile, avem aici top 10 categorii din e-commerce listate, rankingul și importanța lor în canalul Brick and Mortar. Și vedem că pe locul 1 este uh, food perishable, este, uh, sunt alimentele fresh aici, iar el ocupa același loc și în uh, comerțul brick and mortar. Urmată, urmat de băuturi non-alcoolice, personal care, da, baby care și home care, deci aici avem categoriile de drag și vă spuneam că ele o pondere mai mare în, uh, în e-commerce. Iar de asemenea, în ceea ce privește baby care-ul, avem volumele mari care vin din scutece, creme pentru bebeluși și așa mai departe. O surpriză aici a fost zona de food ambient. Deci, practic, aici este, sunt alimentele care sunt neperisabile, shelf stable. Și includem aici, în mare parte, și alimentele de bază. Aici intră și zahăr, făină, ulei. Și vedem că este a doua, Aceasta este a doua categorie în comerțul brick and mortar, în schimb, în ceea ce privește e-commerce, este pe locul 6. De asemenea, în partea dreaptă putem vedea, comparativ cu comerțul brick and mortar, care sunt categoriile care se evidențiază în, în e-commerce, care sunt mai importante în e-commerce. Și vedem Baby Personal Hygiene, aici avem scute cele de copii. General personal hygiene, aici avem gelurile de duș, săpunurile. Cafeaua a fost o surpriză, dar am pus-o și pe seama creșterii intensității promoționale pe această categorie. Detergenți de rufe și pet food, cat food, are o importanță mai mare în e-commerce decât în comerțul brick and mortar. De partea cealaltă, vedem în brick and mortar, sunt mai importante categoriile care acoperă necesitățile de bază de consum, dar și categoriile de impuls, așa cum era de așteptat, ele vin, sunt împinse și susținute mult de către proximitate. Spre mai devreme, canalul de proximitate este, a avut cea mai mare creștere din comerțul modern. Bun, mai dacă ne uităm mai atent, la nivel de categorie, spuneam, e-commerce-ul a crescut 18%, dar sunt câteva categorii care au performat peste acest nivel. baby food, pet food-ul a avut o creștere aproape 40% în e-commerce în acest început de an comparativ cu anul trecut, cu o apetență mai mare pentru cat food, de sunt mai mulți, eu, probabil că sunt mai mulți posesori de pisici decât, decât ei. Așa, uh, Food Perishable, aici avem, spuneam, este cea mai importantă categorie, în, atât în e-commerce cât și în brick-and-mortar. Sunt câteva categorii care au, uh, care au ieșit în față. Uh, ouăle, uh, brânzeturile și uh, carnea fresh, cu gramaj fix, deci nu vorbim despre carnea macră. Iar din zona de drag, categoriile de personal care, și home care au avut performanță foarte bună iar baby care, dacă este o categorie de destinație pentru e-commerce aici vânzările au, au, fost, au stagnat cumva au fost la nivelul anului trecut Nu o să trec aici prin fiecare categorie am pus în paralel evoluția categoriei atât în e-commerce cât și în comerțul brick and mortar în schimb, dacă e să facem o paralelă între ele 80%, aproximativ 80% dintre categoriile pe care noi le monitorizăm la Nielsen au avut o performanță mai bună în e-commerce decât în comerțul brick-and-mortar. Din top 15 categorii aici listate, berea și sucurile sunt singurele care au performat mai bine în comerțul clasic. Așadar, vedem apetența pentru uh, consum este acolo, cifrele sunt bune, dar pe de altă parte, care sunt uh, detractorii, să spunem, sau ce reține uh, șoferii în achiziționarea din e-commerce. Iar la nivelul anului 2023, pe primul loc s-a clasat Product Examination, da? uh, opțiunea de a analiza produsul. Uh, și dacă ținem cont că cea mai importantă categorie, spunem, este zona de de fresh food, atunci cumva se se explică și importanța pe care o are să spunem acest element în, în consumul categoriei. Apoi, pe locul 2, au fost oamenii au spus că se preferă experiența de cumpărare din magazin. Aici, antevorbitorii mei au discutat mult despre personalizare, despre investițiile care se fac în, în platformă și în a crește experiența de cumpărare de pe platform, din platformă. Iar pe locul 3 și ușor în creștere față de anii trecuți, extra charges, da, sunt costurile cu livrarea și cele de procesare a plății. Uh, în schimb, Product Range Selection a avut un scor destul de jos, uh, Delivery Time la fel destul de jos și o surpriză a fost In-Store Prices, da? deci percepția acum că în magazin poți beneficia de prețuri mai bune, deși, vedeam un pic mai devreme, rata promoțiilor în e-commerce a fost chiar peste cea a hipermarketurilor. Ce, ce, putem, uh, uh, ce concluzie putem trage de aici? În ceea ce privește consumul, am văzut volumele sunt pe creștere, însă trebuie să ținem cont că optimismul consumatorilor este încă uh, este unul destul de moderat. Suntem în uh, an electoral, încă nu știm ce ne așteaptă ce o să fie la anul. Perspectivele de creștere sunt, uh, sunt bune, să spunem însă nu trebuie să ne așteptăm la o revenire spectaculoasă a consumului. Apoi, în ceea ce privește e-commerce-ul și strategia pe, atât pe preț cât și pe promoții, este, nivelul promoțional este deja destul de sus și este foarte, foarte important să vedem în ce măsură aceste, aceste vânzări promoționale ne aduc și un incremental și nu sunt de fapt nu ajung să fie subvenționate de către retaileri. Apoi, să vorbeam despre personalizare. Sunt retaileri care au luat startul pe acest subiect în urmă cu ceva timp și o fac destul de bine. Pe de altă parte, numai, cred că acum o săptămână sau două, una din ofertele personalizate pe care le-am primit a fost o super promoție la bere și la absorbante. Și din punctul meu de vedere este o oportunitate pierdută aici. Asta pentru că nu consum bere. Apoi, competiția. Aici, competiția brandurilor. E-commerce-ul, spre deosebire de comerțul offline, are această putere de a schimba, să spunem, de a schimba poziționarea competiției într-o categorie. De ce? Pentru că nu mai sunt toate cele condiții comerciale cu amplasamentul la raft, dar mi este mult mai ușor să dau scroll de două ori, să ajung la și să văd un brand, decât să mă aplec și să văd ce este în fundul raftului de jos. Iar um, observăm o apetență a consumatorilor către um, a explora, să spunem, oferta de e-commerce, în sensul că oferta este mult mai concentrată în offline, adică top 20 producători din offline dețin o cotă de 40%, aproape din total vânzări. În timp ce în e-commerce, ponderea primilor 20 de producători este de 30% și de aici am exclus private label, deci cumva este loc pentru, și pentru alți producători. Și ultimul punct, la fel. Aici cred că, în special Alina, cred că a punctat destul de bine. Este clar că tehnologia este aici, este un, își urmează un parcurs natural și își găsește locul în retail, însă, cel puțin atunci când vine vorba de interacțiunea cu, cu consumatorul sau cu clientul, ea trebuie să aibă, trebuie să pornească de la un aer de familiaritate. Um, și am promis Andrei că o să mă încadrez în 20 de minute. Vă mulțumesc foarte mult